Amin. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Tit, capitolul 2, de unde vom citi versetele 11 și 12. Frământat de același gând pe care îl exprima fratele Ruben, am fost preocupat și m-am rugat și am zis: Doamne, ce? Doamne, ce? Ce mesaj? Ce cuvânt? Și bineînțeles că fără să vorbim, fără să ne înțelegem, fără să comunicăm dinainte, am ales aceeași temă, dar din două pasaje diferite. Din nou am văzut și văd cum Dumnezeu confirmă ceea ce trebuie adus și trebuie oferit bisericii și ceea ce noi avem nevoie. Haideți să ascultăm acest cuvânt și o să vedeți că este același mesaj din alte versete și dintr-un alt unghi. Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, o să împărtășim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Harul care ne învață. Harul care ne învață. Vedeți, termenii abstracți, termenii care conțin multe adevăruri și nu sunt expliciți prin excelență, trebuie explicați. Și trebuie explicați bine, că dacă nu sunt explicați bine, sunt denaturați sau schimbați sau stricați chiar. Așa se strică și cuvântul lui Dumnezeu. Unii strică cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă vorbim despre credință, credința trebuie explicată pentru că e termen abstract. Vorbești despre credință și oricine poate să înțeleagă ce vrea. Dar există și credință din aceea care nu mântuiește. Credința care mântuiește este credința urmată de fapte. Și noi zicem amin la asta. Iacov a adus lămurire, ca oamenii să înțeleagă. Unii spun doar să crezi, e suficient să crezi. Nu e suficient să crezi, trebuie să ai credința bună, credința aceea care mântuiește. Deci credința trebuie explicată. Iubirea trebuie explicată, dragostea. Dragostea e un termen abstract, uitați-vă ce face lumea cu dragostea. Și o să revenim mai târziu la acest subiect. Dragoste, dragoste, dragoste. Fiecare înțelege ce vrea din dragoste. Dar dragostea trebuie dovedită. Dragostea care nu-i dovedită nu e adevărata dragoste. Poți să spui te iubesc, te iubesc, te iubesc de 1000 de ori, dacă nu dovedești iubirea prin viață și prin faptă, iubirea aceea e egal cu zero. E doar o declarație, poate fi a minții sau o declarație filozofică, dar nu o realitate. În seara aceasta ne oprim la har. Harul este de asemenea un termen abstract. Și am să menționez pentru început că harul a fost dat, harul a fost arătat și harul a venit ca să ne aducă mântuire. Apostolul Pavel aici în Tit personifică harul. Face din el o persoană care în final ne învață. Dar mai întâi specifică faptul că harul a venit ca să mântuiască. Versetul 11, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Efeseni 2:8 citim, Efeseni 2:8. Căci prin har ați fost mântuiți și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuire prin har. Faptele 15:11 este discuția, negocierea pe care biserica a avut-o și concluzia lor. Și credem că noi, ca și ei, adică neamurile, suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Harul a venit ca să aducă mântuirea și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui mântuitor de care noi beneficiem azi. Harul a venit ca să aducă neprihănirea. Roman 3:24. și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Neprihănirea, îndreptățirea noastră, o primim prin har. Romani 5:21. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Iată harul care aduce o neprihănire, care se capătă prin credință, și iată harul care aduce mântuire pentru toți oamenii. Dar harul nu se oprește aici. Harul ne învață. Ei, deja pe când ajungi la versetul ăsta, oamenii s-au obosit. I had enough. I'm happy. I'm happy with the first part. Eu sunt foarte fericit cu prima parte. Îs fericit că harul mă mântuiește și îs fericit că harul și prin har sunt socotit neprihăniți. Slăvit să fie Domnul, mergem acasă. Dar Pavel nu spune așa. Pavel nu zice ne oprim aici. Nu. Harul ne învață. Ești interesat în ceea ce te învață harul? Sau ești interesat numai ce-ți oferă harul? Doamne, ai trimis harul să-mi dea. Aleluia! Îți mulțumim, Doamne, pentru mântuire, îți mulțumim pentru neprihănire. Ne-o dat. E bun, Domnul. Dar harul zice, stai așa un pic. Stai puțin așa. Ți-am dat, ți-am oferit, dar acum vreau să te învăț. Doamne, n-am timp, acum se complică lucrurile. Cum spunea fratele Ruben, ce să ni se pună restricții, ce să ni se ceară să facem? Nu, noi știm ce avem de făcut. Mai ales în societatea în care noi trăim, dacă aveți experiență și unii dintre dumneavoastră aveți experiență și intrați în subiecte de discuții în care încercați să convingeți pe cineva că nu face bine, că nu merge bine, că nu aleargă bine și că sunt restricții, nici nu mai vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Nu, oamenii nu mai vor să fie învățați. Nu. Eu nu accept să-mi spună nimeni nimic. Eu știu ce am de făcut, leave me alone, I'm free. Spune-mi ce vrei să-mi ofer, dar vreau să-ți ofer învățătură. Nu, altceva. Altceva, nu învățătură. Harul ne învață, fraților. Harul ne învață și vreau să ne oprim la ce ne învață harul. Harul ne învață să ne desconectăm de păgânătate, să o rupem cu păgânătatea. Complete disconnect. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, sunt convins că vi s-a întâmplat, să drop your calls. Ești la telefon și numai vorbești singur. Vorbești și peste câteva momente poate te conectezi înapoi. Și celălalt zice, mă, nu știu ce s-a întâmplat, ne-am deconectat, eu n-am auzit nimic ce ai zis. Ce ai spus? Și trebuie să le repeți. Băi, tehnologia asta, care se deconectează, se rupe și nu mai auzi, nu mai poți să vorbești, nu mai poți să comunici, să auzi prin frânturi. Așa ceva trebuie să se întâmple, dar odată pentru totdeauna între noi și păgânătate. O ruptură, o desconectare completă, adică să nu avem nimic de a face cu păgânătatea. Păgânătatea care înseamnă mod de viață fără Dumnezeu. Pentru oamenii din vremea de atunci, păgâni erau aceia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, aceia care se închinau la idoli, acei care trăiau fără Dumnezeu sau nu credeau în nimic, deși că pe vremea aceea erau puțini. Pe vremea aceea erau puțini atei. Oamenii tot credeau în ceva, chiar dacă nu știau exact în ce cred. Dar credeau în ceva, credeau într-o putere supranaturală, credeau în idoli, în puteri supranaturale ale idolilor sau a naturii. Aceea e numită păgânism, aceia erau păgâni, oamenii fără Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, s-o rupem cu păgânătatea. Cineva va zice, da, noi nu suntem păgâni. Nu suntem păgâni, dar trebuie să o rupem cu învățătura oamenilor fără Dumnezeu, cu trăirea unei vieți care dovedește că nu există Dumnezeu. Putem veni duminica la biserică să declarăm că îl iubim pe Dumnezeu și credem în Dumnezeu și de luni până sâmbătă să trăim ca și cum n-ar fi Dumnezeu. E posibil lucrul ăsta. Sunt oameni care fac lucrul ăsta. Aș vrea să cred că nu de aici. Sau de aici să fie foarte, foarte puțini. Sau din greșeală pe undeva cineva uită de Dumnezeu o săptămână. Dar există oameni care duminica declară că îl iubesc pe Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu și de luni până duminică sau până sâmbătă seara trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Apostolul Pavel spune, trebuie să o rup cu păgânătatea, cu stilul de viață fără Dumnezeu. Păgânătatea înseamnă să slujești altor Dumnezei, adică te poți închina la mașină, la haine. Oamenii sunt orbiți, sunt obsedați de lucrurile acestei lumi. Și poți să devii un închinător la idol, fără ca să-ți dai seama. Iubești lucrurile acestea materiale și ceea ce lumea oferă mai mult decât pe Dumnezeu. Ăsta e un neopăgânism și foarte la modă în zilele noastre. Și ne ajută tehnologia și mijloacele de comunicare. Ruperea de păgânism. Pentru că păgânismul și neopăgânismul ăsta în care trăim noi distorsionează cuvintele și îl scoate pe Dumnezeu afară din viața lor și din gândirea lor. Și vine cu lozinca, nu știu dacă ați văzut, sunt sigur că ați văzut-o și în reclamă a fost și în România în anii trecuți când trebuia să voteze publicul despre familie. Nu știu, un memorandum sau cum s-a numit atunci, în favoarea familiei. Yes? Un referendum. Și n-a trecut. Reclamele la radio și la TV, în vremea aceea, cred că am fost și eu în România într-o vizită și am prins așa, la news, am prins înfrânturi. Și știți care e lozinca? Love is love. That's it. Și ei spun, dar ce ai împotriva mea? Tu iubești cum vrei și eu iubesc cum vreau. Love is love. Pentru cei care n-au explicit în mintea lor termenul ăsta, doar vreau să reamintesc. No. This is a false statement. Love is love. Biblia spune că Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu e dragoste și Dumnezeu definește dragostea. Și vreau să-ți amintesc că există o dragoste stricată, o dragoste pervertită, o dragoste păcătoasă. Dacă ești însurat și iubești o altă femeie, nu pe nevasta ta. Love is not love. Aia e o iubire păcătoasă, care o să-ți mănânce oasele, care te distruge, care te desparte de Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, care îți aduce boală și nenorocire, și în trup și în minte. Îi un blestem. Dacă ești o fată nemăritată și flirtezi cu băieți, you can't say love is love. No, love is not an accident. Iubirea nu e un accident. Iubirea e o decizie conștientă în care spui, în limitele așezate de Dumnezeu, am să iubesc, îmi direcționez iubirea. Sunt oameni care iubesc animalele mai mult decât pe semenii lor. O femeie în Anglia s-o căsători cu pisica ei. Ia, cu pisica, pentru ca să o poată lua în hotel, că nu-i dădea voie să meargă la anumite hoteluri și we don't allow cats. Oh, but she's my spouse. S-a găsit un loophole. Până unde merge nebunia oamenilor? A fi bărbat și să iubești un alt bărbat. Asta nu e iubire, asta e păcat, asta e stricăciune, asta e urăciune. Toată Biblia vorbește despre lucrul acesta. Și a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora pentru păcatul ăsta. Interesant. Azi am aflat că sunt dovezi științifice care arată că, într-adevăr, în Valea Iordanului s-a coborât foc din cer și o nimicit sub forma unui asteroid. A venit din cer, sunt dovezi. Acum și știința confirmă. Eu zic, slăvit să fie Domnul, că e Biblia adevărată. Mă, fii atent că vin și ăștia și spun. Dar ăștia cu așa numita știință, îs parșivi, îs stricați, îs păcătoși. Ei nu folosesc lucrul acesta ca să confirme că Biblia e adevărată. Ei întorc treaba asta și ei spun, asta e experiența de unde s-a născut povestea aia din Vechiul Testament. Pentru că a venit foc din cer, oamenii au inventat povestea asta și au pus-o în Biblie. Orice lucru, păgânismul ăsta nou, îl strică, îl distorsionează, îl dă peste cap. Ca să aducă o travă în mintea omului și omul să nu mai vadă lumina lui Dumnezeu, să nu mai vadă adevărul, să fie complet dezorientat. Nu. Dacă ești bărbat și iubești un alt bărbat, dacă ești femeie și iubești o altă femeie, așa cum trebuie iubit un bărbat. Mă refer la dragostea de frați, mă refer la dragostea de tată-fiu. Mă refer la dragostea care trebuie să fie într-un bărbat și o femeie. Într-un bărbat și o femeie o lăsat Dumnezeu dragoste. Și cei doi se căsătoresc și trăiesc în această dragoste până la moarte. Asta a hotărât și asta a rânduit Dumnezeu. Dar un bărbat care iubește în felul acesta un alt bărbat sau o femeie care iubește în felul acesta o altă femeie, nu poate să vină și să spună, love is love, I don't have a choice. Well, you do have a choice. Omul are dreptul să aleagă, poate să aleagă. Când te-ai însurat, n-ai fost obligat cu cine să te însori. Ai ales-o. Poate cu una n-a ieșit, că știu eu, nu i-a plăcut de tine. Poate cu alta iară n-a ieșit, pentru că a zis că nu ești bogat destul, sau nu ești frumos destul, sau nu ești deștept destul, sau n-ai bani destul, sau mai știu eu ce. Dar până la urmă ți-ai ales una cu care iată că te-ai însurat. Slăvit să fie Domnul. Domnul ți-a dat-o. Așa a lăsat Dumnezeu dragoste. Asta e dragostea curată. Asta e dragostea dumnezească. Deci este dragoste pervertită, dragoste stricată. Iubirea de bani e păcătoasă. Iubirea de păcat trebuie alungată, scoasă din viața omului. Noi trebuie să urâm păcatul, să-L iubim pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme a neopăgânismului. Și Sfântul Pavel spune, trebuie să ne deconectăm. Rupe legăturile astea. Și când citești sau auzi de o stricăciune din asta, roagă-te Dumnezeu să aibă milă de lumea asta, dar nu lăsa să te influențeze. Nu lăsa argumentele lor să câștige în mintea și în inima ta. Nu te alimenta cu gândul că să te lumineze ei. Pentru că lumina e la Dumnezeu. Fraților, de câte ori mă gândesc la subiectele astea care sunt dezbătute acum, îmi dau seama că tot mai mult că avem dreptate. Avem dreptate pentru că logica e de partea noastră, avem dreptate pentru că natura e de partea noastră, pentru că istoria e de partea noastră și pentru că cuvântul lui Dumnezeu confirmă lucrul ăsta. E imposibil să fim greșiți la subiectele astea, indiferent de ce va spune lumea asta. Îl credem pe Dumnezeu și logica și o minte sănătoasă ne spune că avem dreptate. Dumnezeu să binecuvinteze poporul său, să rupă cu păgânătatea, să apropie de Dumnezeu. Apoi să ne dezlipim de poftele lumești. 1 Ioan 2 cu 16. Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Nu vă spun lucruri noi, doar întăresc. Pofta firii îi vie în fiecare om până moare. Îi vie în fiecare om până moare. Vrem să o răstignim, vrem să o omorâm, dar cum crezi că a omorât-o, cum își scoate colții înapoi, cum se ridică înapoi? Ăsta e ca un animal din ăla sălbatic pe care nu-l poți omorâ. Numai când am închis ochii aici pe pământ, moare firea pământească. Până atunci este o luptă continuă, să nu crezi că ai scăpat cândva. Unii cred că pe când îmbătrânesc scapă. Scapă de unele, dar vin altele. Nu, diavolul nu se pensionează, el nu se pensionează. Omul, chiar dacă se pensionează de la munca lui, n-are voie să se pensioneze din relația lui cu Dumnezeu, din slujirea lui. Și trebuie să fie conștient că pofta păcătoasă și rea poate să-l doboare pe om. Datorită poftei, care nu poate fi stăpânită de lumea în care trăim, că numai Evanghelia, numai Duhul Sfânt, numai Hristos, numai Dumnezeu în om ne ajută să stăpânim firea asta pământească și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere până aici și să ne păstreze Dumnezeu tari, dar lumea nu poate și pentru că nu poate și acoperă păcatele. Dacă nu poți să oprești un păcat, trebuie să îi dai voie să existe. Trebuie să fii de acord cu el. Uitați că lucrul ăsta se întâmplă în toate aspectele, în lume și chiar și în biserici, și în orice organizație, și în societate. Cu cât există mai mulți oameni care cred într-un fel și care trăiesc într-un anumit fel, cu atât lucrul ăla nu mai poate să fie condamnat. Că îți ridici toată lumea în cap. Cum să condamni un lucru pe care îl face toată lumea? De aia se vorbește foarte puțin împotriva adulterului, împotriva relației între băieți și fete înainte de căsătorie, împotriva relațiilor extramaritale, împotriva stilului de viață și trăirii în concubinaj. Se vorbește foarte puțin pentru că majoritatea oamenilor acceptă acum. Și lupta împotriva avorturilor pentru noi e o luptă împotriva păcatelor firii și apărarea lor. Ei spun, e dreptul meu să omor copilașul înainte de a se naște. E de fapt cererea pentru dreptul de a păcătui. E dreptul meu să trăiesc cum vreau și să nu suport consecințele. Unii așa pun problema asta ca și cum o femeie rămâne însărcinată în timp ce visează. Eu au visat că a rămas însărcinată în timpul visului și când s-o trezit dimineața, wow, what happened? Nu știu, I think I'm pregnant. That's how they make it sound. Așa se pare, uitați-vă la lumea asta nebună, cum vine și apără. E dreptul nostru, e dreptul nostru, e dreptul nostru. Știți ce spun ele? E dreptul nostru să trăim în păcat și să trăim cum vrem noi. Și după ce am trăit în păcat și am trăit cum vrem noi, după aceea avem dreptul să omorâm copilul înainte de a se naște, pentru că copilul e o inconveniență. Îmi încurcă viața. Dar cum ai rămas însărcinată? Păi, nici nu putem discuta subiectul ăsta. E dreptul meu, este trupul meu. Nu, noi nu avem drepturi depline în lumea asta. Nu avem drepturi depline și totale în lumea asta. Așa cum nu ai dreptul cu un copil după ce se naște, n-ai dreptul să faci ce vrei. Ai dreptul să lași copilul flămând în casă, singur să-l închizi în dulap. Ai dreptul? Ai dreptul ăsta? Nu! Nu, dar nu se luptă nimeni pentru dreptul ăsta. It's my right, in my kid I can do whatever I want. No, you can't. Nu, pentru că e o altă viață. De ce atingem subiectele astea? Pentru ca să avem argumente, să judecăm, să gândim în discuțiile noastre cu alții. Când vin și apără, nu copilul acela care se formează în pântecele mamei, are un alt DNA și are o altă grupă sanguină, e o altă viață, e o altă persoană. De aceea, pe bună dreptate, dacă omoară cineva o femeie însărcinată, e condamnat pentru două crime. Dacă ai intrat într-un accident și ai omorât o femeie însărcinată, ești în trouble, că ai omorât două persoane. Acolo e pe bună dreptate lucrul ăsta. E pe bună dreptate. Psalmistul, în Psalmul 139, dacă nu greșesc, versetul 16, puteți să-l proiectați. Psalmul 139, versetul 16. Vorbește clar despre acest subiect și despre faptul că Dumnezeu ne-a văzut, Dumnezeu ne-a văzut încă din pântecele mamei mele, când nu eram decât un plod fără chip, înainte de 3 luni, fără chip, că de la 3 luni se știe că deja are chip, are formă, înainte de 3 luni în pântecele mamei de la concepere, ochii tăi mă vedeau, Dumnezeu te-a văzut și m-a văzut. Când nu eram decât un plot fără chip, când eram la 1 săptămână în pântecele mamei, m-a văzut Dumnezeu. Când erai la 2 săptămâni, te-a văzut Dumnezeu. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite înainte ca să fi fost vreuna din ele. There is no argument. Dumnezeu e Cel care dă viață. De aceea ne rugăm pentru mamele sau, incorect, impropriu spus, pentru soțiile care n-au ajuns să fie mame încă și doresc să fie mame. Și se roagă și înțeleg și cred, ele cred că Dumnezeu e Cel care dă viață și de aceea se roagă: Doamne, nu pot să am copii, Doamne, Tu ești Cel care dai viață. Dumnezeu este Cel care dă viață. Lupta noastră nu-i ca să luăm dreptul de la femeie. Oh, you are infringing over my rights. Tu mi-ai drepturile, eu am drept asupra trupului meu. Nu, lupta noastră nici nu e dreptul de la femeie, lupta noastră e să dăm dreptul la copilul care nu s-a născut. Noi să apărăm și să ne luptăm pentru viața aceea inocentă, care n-a venit încă pe lumea noastră, dar dacă e lăsat în pace, copilul acela va deveni cândva cineva, Dumnezeu îi va da viață. De aceea orice pierdere de sarcină e o tragedie și o durere, pentru că un copil înainte de a se naște, în ochii lui Dumnezeu, este copil și în ochii noștri noi trebuie să-l tratăm în felul acesta. Nu e lupta împotriva femeii, vine mișcarea feministă acum și se luptă din răsputeri: get off my body, my body is my body, eu am dreptul să fac ce vrei. Nu ai dreptul să omori o viață înainte de a se naște pe pământul acesta, nu ai dreptul. Nu ai drept de plin, nu ai. Pentru că nu-i viața ta, e o altă viață. Omul care face lucrul ăsta e criminal în ochii lui Dumnezeu. Și dacă cineva care ne ascultă e vinovat de păcatul ăsta, Dumnezeu se ierte. Și Dumnezeu poate să ierte. Dintre oamenii care s-au întors, dintre femeile care s-au întors din lume la pocăință, aproape toate au venit la mărturisire și s-au mărturisit că au comis avort. Și cea mai mare luptă a inimii lor a fost: nu știu dacă Dumnezeu mă iartă. N-au vrut să se boteze până n-au avut convingerea că Dumnezeu le iartă. Pentru că toată viața au fost chinuite de gândul acesta: câte avorturi am făcut, câți copii am omorât, o să mă întâlnesc în cer cu ei, cum vor privi ei în ochii mei, cum va fi? O vinovăție uriașă. Oare e normal să fie așa? Cine face un păcat să se simtă vinovat și să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Că metoda cealaltă e: dacă ai păcătuit, nu-i nicio problemă, să nu te simți vinovat, e dreptul tău, e dreptul tău. De aceea they say terminating the pregnancy. Terminating the pregnancy, să termini sarcina, cum ar veni, nu să omori copilul. Și la niciuna nu le arată ce se întâmplă și cum se realizează lucrul acesta. Nu le arată pozele, nu le arată cum copilul se trage, se ferește, simte că vine pericolul. Când intră medicul cu acul acela gros, ca să-l introducă în cap și să-i scoată creierii afară, copilul se trage, copilul ar fugi de acolo, își dă seama că e în pericol. Nu li se arată, nu li se arată la tinere și la femei care vor să comită avort. Subiectul ăsta nu-i, repet, nu este să iei dreptul de la femeie, ci să-i dai dreptul la copil. Pentru că tu care ești în viață pentru că n-ai fost avortat sau avortată. Și bărbații îți devină, nu numai femeile, nu vreau să dau de vină numai femeile pe femei, că nici femeile nu au ajuns însărcinate singure. Că numai în istoria omenirii, numai o însărcinare a avut loc de la Duhul Sfânt. Numai una. În rest, celelalte e nevoie de un bărbat. Și bărbații sunt de vină, dar măcar lupta nu e pentru trupul lor, e pentru trupul femei. Lupta este pentru viață, viață pe care o dă Dumnezeu care este sfântă, care e un har și fiecare copil conceput are dreptul la viață, apărat în Constituție, dreptul la viață. Nu scrie în Constituție nicăieri dreptul la avort, dar scrie dreptul la viață, fiecare om are drept la viață. Și unii dintre dumneavoastră care ați venit al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea, am fost al 6-lea, alții au venit al 7-lea, al 8-lea, al 10-lea, al 12-lea, al 15-lea. Dacă mama decidea, ești prea mulți, să oprească sarcina, tu nu erai. Mulți de aici nu eram dacă aveam părinți care gândeau ca păgânii din zilele noastre. Dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu că am avut părinți care s-au temut de Dumnezeu. Și ne rugăm pentru toate familiile tinere din adunare. Și pentru toți părinții din adunare, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i ajute să crească copiii în frică și temere de El. Pofta firii, pofta ochilor, pofta bărbatului e stimulată prin privire. De aceea, înțeleptul Solomon, pe vremea aceea când nu era screen, imaginați-vă că nu erau telefoane, nu era televizor, nu era screen. Știa lucrul ăsta și era o realitate și atunci, iată Proverbe 27:20. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Mă, nu te saturi să te mai uiți la screen-ul ăla, să mai vezi poze, să mai citești o poveste, nu te mai saturi, devine o obsesie. Tot înțelept, Eclesiastul 1:8, toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Screen time e o adicție. Păzește-ți ochii. Aia e fereastra prin care intră pofta și apoi pofta care nu-i oprită zămislește păcatul. Aduce păcatul. Atenție! Pofta ochilor e un mare pericol și pentru bărbați și pentru femei și mai ales pentru tineri și pentru copii. Anul trecut au murit 7 copii într-un game al lui TikTok. Oh, TikTok, I hope că that's... TikTok e simbolul timpului. TikTok, TikTok, TikTok. I hope că it stops somewhere. Okay, it dies somewhere. 7 copii între 6 ani și 10 ani. S-au omorât ei. Și-au pus ei capăt zilor într-un game. Și nu se publică chestia asta. Ca să știe oamenii cât e de periculos. Nu se publică. Au murit anul trecut și-au pus capăt zilor sau strangulat. Singuri. Într-un game. O zi să vedem cine poate să se țină de gât până când își pierde conștiința, până când se întunecă ochii. Eu am făcut lucrul ăsta când am fost copil, dar nu ca și un game. Cineva mi-a arătat că dacă îți pui degetul aici pe artere și nu-ți mai merge sângele la creier, ți se stinge becul. Și am făcut testul ăsta ca și copil. Și știu ce înseamnă. Dacă numai câteva secunde, ți se stinge becul dintr-o dată. Dar dacă ți-ai luat degetele imediat, se aprinde înapoi și zici, mă, e interesantă chestie. 7 copii au murit despre care să știe, nu știu cât sunt despre care nu se știe. Într-o competiție, într-un game nebun, de la screen, la telefon, la iPad, în competiție, să vedem cine poate să stingă becul. Și cine rezistă mai mult, cine rezistă mai mult până moare. Și unii dintre ei au murit între 7 și 10 ani. Adicție, screen-ul e o adicție. Și ce păcat că trebuie să ajungă la copiii și la nepoții noștri, la vârstă așa de fragedă. Vă rog, vă implor, insist, nu le puneți în mână aparatele astea, nu le puneți lor în mână aparatele astea, că e un mare pericol să fie nenorociți, din multe puncte de vedere. Și nu ne ocupăm de ele în seara asta, pentru că am să închei. Mă opresc aici la ceea ce să nu facem. Să o rupem cu păgânătatea și să o rupem de poftele lumești. Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Domnul să ne ajute. Dacă ne rupem de astea, o să devenim una cu Dumnezeu și cu Duhul Său. Și o să ne asemănăm cu Hristos tot mai mult. Vom zidi în noi caracterul cristic. Dumnezeu să ne ajute!